Și în acest an, etnicii germani din Anina și oaspeților au fost părtași la un nou kirvai în straie de sărbătoare, purtându-și din nou portul popular tradițional austriac. Adulți, copii, tineri și tinere din Cara Severin au purtat bradul, simbolul eternității comunității. Apoi, în piața centrală, în fața bisericii, de la cărei sfințire s-au împlinit 151 de ani, au dansat și au cântat. Comunitatea germană din Steierdorf, Anina, s-a reunit din nou pentru a sărbători hramul Bisericii Romano-Catolice din acest cartier al orașului Anina. Anul acesta se sărbătoresc 151 de ani de la sfințirea Bisericii Romano-Catolice din Steierdorf, o biserică care a fost închinată Preasfintei Treimi. Participă la acest eveniment formații culturale artistice locale din Steierdorf și din Reșița, urmând ca după programul cultural să aibă loc la biserică liturghia festivă închinată hramului bisericii, iar după aceea sigur că se va încheia întreaga sărbătoare cu balul tradițional. Suntem la Hramul Bisericii Catolice din Steyr, care anul acesta împlinește 151 de ani. Anul trecut a fost 150 de ani, așa cum am sărbătorit și 250 de ani de atestare documentară a Steyrului. Ne întâlnim de Hramul Bisericii de Sfânta Treime. Încercăm, în măsura posibilităților, cu câți oameni mai sunt, să ducem mai departe tradițiile din Banatul de Munte, austriecii, pentru că noi ne tragem din Austria, din zona Steiermark, de aceea se numește și Steierdorf, și încercăm să ducem mai departe tradițiile și obiceiurile înaintașilor noștri. Ne întâlnim în fiecare an, cu mic, cu mare, sunt și cei care au plecat în străinătate, se reîntorc acasă de Kirvai, avem o slujbă în care comem hramul bisericii. Fie că sunt etnici germani sau români, cu toții s-au bucurat de ediția din anul acesta a Kirvaiului. Este sărbătoarea etniei germane. Vi se pare? Frumos. Cam puțină lume, din păcate nu mai sunt foarte mulți. Și e depopulat orașul. Este important să se întâmple în continuare? Este foarte important să păstrăm în continuare această tradiție. Se întâmplă lucruri frumoase, se păstrează o tradiție veche, nu știu exact de câți ani. Noi suntem cu copilașii noștri și încercăm să ducem mai departe această tradiție și ne bucurăm că suntem aici. Minunat! Minunat! Pentru că noi am îmbătrânit aici și sunt obiceiuri care, de, să zicem, acum anul trecut a fost 250 de ani. Se păstrează, nemții din Steyr întotdeauna au avut cu kirvaitul. Da. Cum s-a schimbat? S-a schimbat lucrurile în Catedrala. Da. Nu mai sunt atâția nemți. Au plecat în Germania, s-au schimbat. Dar totuși încercăm care a mai rămas să continuăm mai departe. Este o tradiție de foarte mulți ani. Mă bucur că se păstrează. Generația mea a readus-o pentru că au fost mulți ani când nu s-a mai păstrat. Și mă bucur că în continuare merge, chiar dacă sunt copii puțini, dar insistăm ca tradiția să rămână în viață, ca să zic așa. Thank you.
S-au împlinit 251 de ani de la sosirea primilor coloniști din Austria, din regiunea Styria-Steiermark și 151 de ani de la construirea și sfințirea Bisericii Romano-Catolice. Cartierul Steierdorf din Anina și-a primit numele de la regiunea din care au venit primii coloniști, Steiermark.